fac și public pentru că este un om mai mult decât dedicat școlii. Este un om care are atâția ani de vechime în cadrul școlii de la Poduri. Generațiile care au ieșit de pe mâna domnului Busuioc sunt niște generații de copii foarte buni și asta nu o spun eu, o spun rezultatele pe care le au acești copii. Este unul dintre acele cadre didactice și învățători căutați de către părinți, că știți dumneavoastră cum vă dați copilul la școală și așa, spuneți, bă, care învățător e mai bun? Că așa au fost de când e lumea, nu numai... Există și aici o ierarhizare, asta este peste tot. Omul, partea morală a omului, nu putem noi schimba și nici nu putem să intrăm, să schimbăm ceva în ea, dar pot să vă spun că am lucrat amândoi de la Valea Șoșii și amândoi știm prin ce am trecut și la Valea Șoșii și la centru, adică ne leagă nu numai faptul că suntem colegi ca și cadre didactici, dar suntem și, să spun, prieteni foarte buni și este un om de la care eu chiar am avut foarte multe de învățat, pentru că este un om mai mult decât integru. Păcat că a trecut prin unele probleme din cauza politicii, unele probleme foarte urâte și se punea politic în față niște lucruri prin ședințele de Consiliu, când asta pentru că suntem noi prieteni, nu pentru că a adoptat o politică rușinicare din punct de vedere al exact în esența politicii. Ce pot să vă spun că își îndeplinește, că nu a terminat, își îndeplinește foarte bine sarcile, cred că dacă la 12 noapte a fost chemat de la Consiliul Județean, la 12 noapte a fost aici și nu cred că este om mai, cel puțin la ora asta, cred că și-a îndeplinit mai mult decât cu brio sarcile pe care le-a apucat și director. Este foarte adevărat, uneori poate prea excesiv de drept, să zic așa, și prea excesiv de muncitor, dar prea excesiv în dreptate. Asta întotdeauna nu zic că nu trebuie să fii drept, dar câteodată parcă lucrurile astea, parcă te și înervează, dom'le, mai treci, mai e o vorbă, mai nu trebuie toată lumea să fie cu actele, reglă. Este foarte bine pentru că având în vedere zilele în care trăim astăzi, te acoperă de niște lucruri atâta timp cât ele există. Dar nu cred eu vreodată că în analele școlii va exista vreo problemă atâta timp cât dumneavoastră ați fost director și profesor. Nu vreau să nici să mulțumesc, nici că nu suntem acum la face să-ți dăm coroniță. Coronița să o dăm la urmă când ai să ieși la pensie, nu acum. Foarte multe publicații pe care le-a scris. A condus cu brio asta Podureanca, care tot la fel, cu bani respectiv, la virgulă, mai ceva ca un contabil, a făcut lucrurile foarte bine. Eu sunt dispusă în continuare să colaborez cu școala, oricine ar fi, pentru că a colaborat cu școala nu înseamnă neapărat a colaborat doar cu directorul, înseamnă a colaborat pentru copii. Iar dacă copiii și părinții de la noi sunt mulțumiți, cred că asta este cel mai important. Mă bucur că am făcut acest proiect în care școala e de la 1974 și nu avea acele grupuri sanitare care acum sunt mai mult decât folositoare și am intrat așa într-un fel de, să zic între ghilimele, într-o civilizație care trebuia de mult făcută și asta este foarte important, chiar dacă pare cumva. Mă bucur că sunt bursele cele pe care spun și tot ce nu are rost să ne mai înșirăm acum, pentru că, încă o dată spun, tot ce se va ține de școală, nu cred că niciunul dintre consilieri și nici eu nu vom spune niciodată că nu facem sau că ce este pentru școală. Eu te felicit încă o dată și îți mulțumesc frumos pentru că ai venit și ne-ai mai amintit așa din ce am făcut, poate nu lucruri chiar foarte mari, dar poate pentru voi au contat. Foarte prețioase pentru noi și foarte... Pentru copii și pentru dumneavoastră au contat. Așa că, încă o dată, mulțumim frumos că suntem așa pe aceeași lungime de undă, să spun așa, și, nu știu, eu sper în continuare să rămâneți, pentru că mai aveți un pic până la pensie și să vă mai gândiți. Știu că nu e ușor, știu ce înseamnă acum toată documentația și tot ce este și cerințele care sunt, știu ce înseamnă lucrul ăsta, dar acum, având în vedere că sunteți învățat, ce mai, cât mai este să mai stați un pic. Depinde de dumneavoastră cum vă simțiți și cum o să fiți în continuare. Că știu că la un moment dat ți-s iată, saturi de toate lucrurile care se întâmplă, dar când, și este o vorbă, când nu mai poți, parcă mai poți puțin.
Da, mulțumesc frumos, felicitări. Mulțumesc frumos că ați venit. Și eu mulțumesc pentru la dacă eu nu vreți să rămâneți la ședințe și aveți treabă corectă, dar apoi eu voi să rămân și la ședințe, că sunt lucruri toți. De a nu din comun, de dezbătut. Mulțumesc mult. Primul, de exemplu, lucru de dezbătut este transportul și cheltuiala cadrelor didactice pentru, pentru decotarea cheltuielilor de transport. Așa că ține tot de ei. Nu știu, să dăm cuvântul cine vrea să mă... În primul rând, să trecem la votul, să votăm procesul verbal din 24.06.2021, dacă sunt de acord. Cine este pentru? Împotriva? Mai departe, trecem la ordinea de zi din 22.07.2021. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrelor didactice care nu dispun de locuință sau teritoriu, pe teritoriul Comunei Podul, inițiator primar Mihai Lucian Marcina. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind încheierea unui... Nu vreți să ne luăm pe rând, că e mai jos că pomenim. Pentru punctul 1, știți despre ce-i vorba, cine este pentru. Da. Împotrivă, dacă se abține cineva. Așa a fost de nevoie, că nu ne-am ascult niciun locul la ce pare, ca să știți dumneavoastră. Sunt sigur de asta. Trecem mai departe la punctul 2. Proiectul hotărâre privind încheierea unui contract de asociere între județul Bacău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău și Comuna Podul privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanelor cu handicap pe anul 2021, inițiator primar Micăluș Dian Narcisa. Vă vorbesc eu despre treaba asta. Consiliul Județean. Știți că noi avem niște persoane care sunt încadrate în anumite, în anumite instituții ale statului. Noi, pentru persoanele respective, dăm o sumă de bani. Suma respectivă a crescut acum la 35% pentru comunii, respectiv 50% pentru orașe și municipii, din sumele care reprezintă diferența dintre costurile necesare furnizării serviciului respectiv, așa cum au fost ele stabilite de Consiliul Județean și la nivel prevăzut de standardul de cost. Deci s-a mărit suma pe care trebuie să o dăm pentru persoane instituționalizate. S-a mărit la 35% la comuni, 50% la, la municipii. Vă mulțumesc! Mergem mai departe, punctul 3, proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Cercel Viorica, inițiator primar Miclăuș Diana Marcisa. Știți că a murit țiganul ăla, Jean. Da, ăla, așa, și a venit, a venit, mai exact nu a avut absolut nimic, le-am dat bani de aici, de fapt, dacă sunteți de acord să dăm ceva, banii se vor duce mai pentru un prad, pentru ce vor să fac ei acolo. Suma? 1.000 de lei. Bine, acum trebuie și 7.000 de lei să poți să faci ceva, dar având în vedere cum se iei măcar sicriul și... Nu sicriul, că ăsta a fost plătit. Ce au ei acolo? Hai. Cine este pentru? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de 21.675 de metri pătrați, proprietății imobiliare, terenul clădiri, situate în comuna Podul, județul Bacău, aflate și în domeniul public al statului român și aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie, profesor Dr. Constantinescu, în domeniul public al Comunei Podul și administrarea Consiliului Local al Comunei Podul, inițiator primarul Micăluș Dian Narcisa. În discuțiile pe care le-am avut cu cei de la Orsa, ăștia sunt Orsa, așa se numesc ăștia, vă spun, ca să știți despre ce e vorba, e vorba de grajdurile la Rusăiești pe care ei nu vor să le mai, adică ei de la, ne le dau nouă pentru ca să avem noi grijă și să intre la noi în patrimoniu. Mai sunt două sau trei în toată România, dintre ele, ei se descarcă de ele și le dă pentru pe fiecare la la comunile respective. Și ne l-a dat ca să trecem suprafața asta, că vedeți aici scrie suprafață de proprietăți imobiliare, da? Pentru că terenul de aici este deja nostru.
cu toate faptul că domnul Pintilie, care era acolo, s-a judecat, nu știu, a fost o judecată, pentru că în urma judecății respective, el a pierdut, primăria a câștigat terenul, terenul s-a făcut titlul de proprietate, este pe teren, pentru că dumnealui, din ce am înțeles eu, la un moment dat, i s-a dat tatălui său teren, iar asta a fost, asta trebuia să-l ia primăria. I s-a dat pentru bucata asta teren, i s-a dat undeva teren. Tatălui sau cine a fost, eu nici nu știu, nu știu oamenii ăștia, da. Și i s-a dat undeva teren. Terenul ăsta a rămas la primărie, există titlul de proprietate pe terenul respectiv, iar Orsa acum le dă clădirii tot nou în... le dă către comun. În grădirea era făcut stăpânit. Ei, da. El acolo, de fapt, de drept, a stăpânit cam tot, pentru că el a avut oameni care închiria, care, adică el trecea, a fost de ăștia cu oi, cu asta și el era acolo cel care le lua chirii, cel care îi administra. Noi am avut și un punct de vedere al lui, i-am spus să vină, pentru că mi se pare normal, fie că noi nu suntem chiar sălbatici. Și a spus că deocamdată el are toată asta la undeva la CEDO, dar n-a putut să vină cu nici cu un certificat de grefă, cu absolut nimic, prin care să, probabil că el ține în continuare treaba asta cu CEDO ca să poată să, să meargă în continuare cu ăștia de la ăștia din discuții pe care am avut, ăștia cu Orsa, nu mai, ăștia ne dau înapoi, nu ne dau înapoi, ne le dau nouă, de fapt. Însă așa cum îți dau, la un moment dat pot fi exploatat și făcut ceva din ele, dacă stăm și de niciun un proiect, ceva se pot face. Și foarte mare suprafață, da, exact. Și vedeți că ne apucăm și cumpărăm pământul, să-l luăm, pe care îl mai vrem să mai facem ceva cu el. Se poate face ceva acolo, pentru un investitor, pentru asta, se poate face ceva. Un loc de muncă, trei locuri de muncă, dacă sunt la un moment dat, uite-ți binevenit. Da. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind eliberarea acordului prealabil și autorizației de amplasare sau acces în zona domeniului public, inițiator Comuna Mihaiovian. Este vorba de Telecom, care inicierii întotdeauna s-au cerut acest acord prealabil, ca în momentul în care au probleme pe stâlpi, asta se poate să folosească, să urce pe stâlpi, să folosească terenul public. Așa se cere acum. Ei, de fapt, și de drept, din 1990, au aici stâlpi pe care lucrează așa, ni cer nou, ni cer la cei de la EON, cer acest aviz, adică cer, trebuie să ceară acest aviz ca să poată să lucreze pe, pe drumul public, sau să aibă acces pe drumul public la zonele unde au ei stâlpi. Stâlpi și... Da. Și se leagă, dacă vreau să vota, se leagă de aceeași treabă cu... contractul pe care l-au avut ei la numărul 6, da? Unde proiectul de hotărâri pentru aprobarea un contract de acces, e exact aceeași treabă, e 5 și 6, ca să știți dumneavoastră despre a trece, v-am spus încă o dată, de a putea trece și a avea acces în zona unde este drumul public. 5 și 6. Cine e pentru 5 și 6? Proiect de hotărâre privind primirea UAT Berești Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău PAHI și modificarea actului constitutiv și a statutului acestuia, inițiator primar Mihăloș Diana Narcisa. Nu știți că noi suntem membri ai ATIP și în momentul în care o primărie vine și se înscrie în asociația aceasta în ATIP, noi trebuie să ne dăm acordul dacă suntem, dacă dorim să îi lăsăm și pe ei să fii colegi cu noi sau nu. Acum vor să intri cei de la Berești Bistrița, cine este de acord dintre noi. Sunt niște lucruri, într-adevăr, mai generale și mai, mai de suprafață, așa, dar trebuie să le trecem și pe astea prin ședințele de Consiliu, că dacă legea cere asta, asta trebuie să facem. Că sunt convins că n-ar fi spus cineva că nu vrea Berești Bistrița să intri în, în ABIR. N-am avea ceva de spus, până la urmă nici nu știm nici nu știu cine îs, exact, dacă stau și nu mă gândesc, dar atâta timp cât oamenii s-au obținut, nu putem noi îngrădi treaba asta. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local numărul 13/10/2000 privind însușirea inventarului domeniului public al Comunei Poduri, atestat prin hotărârea generală 1347 din 2001,
publicată în monitorul oficial 305 bis din 2002, cu modificările și completările ulterioare, inițiator cu Marvin Gălugian în acest an. După cum știți, am cumpărat bucata aceea de pământ de la de jos de la Rusăiești, care am întregit-o cu bucata de pământ pe care o cumpărasem mai dinainte. Iar bucata aceasta de 7360, nu mai știu exact, bucata aceea trebuie să o trecem să o avem și în inventarul primăriei, după ce au fost perfectate actele și trebuie să facem și acest lucru, să o trecem în inventar ca să fie din nou o chestie generală, da? Da. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară. Inițiator primarul Gălugian Marcisan. E o chestie simplă la rectificarea bugetară. A venit și domn director aici. Știi că au venit niște... Au venit printr-o normă, ne spune că nu mai avem să dăm bursele pe ultimul semestru, trebuie să mutăm în semestrul acesta. Știți că noi, ca și primării, dăm 15 burse din bugetul local, da? Și le mutăm din trimestrul 4 în trimestrul 3, pentru că așa au venit ordinul de mai sus. Este vorba despre 10 de 100 de lei pe lună pentru fiecare dintre copii și ele nu vor trebui să fie date la, în trimestrul 4, vor trebui să le dăm în trimestrul 3. Și noi să alocăm banii pentru trimestrul 3. Cine este pentru? Mai departe, punctul 10. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului domnului consilier Tereș Ovidiu Dan și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al Comunei Porcu. Inițiator primarul Gălugian Marcisan. Da, ăsta e un punct mai, pentru mine, un pic mai de suflet, așa, probabil și dintre și consilierii care suntem mai vechi și care am pornit cu... Nu-i Dan aici, așa o să spun, că contează în lumea asta dacă ești prieten, dacă vorbește omul de bine când îi pe la spate, nu când în față. Când în față toți vorbești de bine, pe la spate sau vorbești bine, cred că e foarte important. Eu când am început să activez în PSD, ca să vă spun așa între ghilimele, l-am găsit pe Dan, pe Ovidiu, l-am găsit în PSD. Deci el este primul personaj al PSD-ului cu care eu am luat contact, că atunci era și Cătălin Sava. Păi și până la urmă s-a arătat a fi unul dintre cei care au mers, din 2000 până în 2021, sunt 21 de ani de când sunt în PSD, împreună cu el am trecut cu Dan toate, absolut toate, și campanii, și tot, dacă atunci am început amândoi acest lucru. Chiar nu pot să spun ceva, să spun ceva de... Stăteam așa și mă gândeam dacă au făcut și ceva rău, dacă mă gândeam așa, da? Nu, chiar nu și nu numai asta. Și așa cum, bine, având în vedere faptul că atunci când era, așa e politica, când e consilier de o parte, se ia de tine, când de ce ții cu cealaltă, când de ce nu ții cu cealaltă, ai promis că faci aici, ai promis, vedeți și dumneavoastră când lumea spune că, bă, ești consilier, ce faci, ce... Vedeți dumneavoastră câteodată nici primarul nu are pârghii necesare să facă niște lucruri, ca și consilier vii și îmi spui despre ce-i vorba și încercăm să facem anumite lucruri pentru că auzi, de colo, că lumea are o supărare, o ceva, vine și spune. Dar așa pârghile necesare nu le are câteodată nici primarul ca să poată să facă niște lucruri. Dar știți cum lumea când vede lucrurile astea, bă, ești acolo la primărie, dar ce faci, nu faci mica, ce faci tu acolo? Așa e, de când e lumea, nu că se întâmplă la noi. Lucrul ăsta se întâmplă în toată țara asta, în toată lumea asta se întâmplă lucrurile astea. El a mai fost trătit pe acolo, pe la cer, mai ales când s-a început drumul ăsta, lumea zice că nu face el drumul, dar nu avea nicio treabă să facă drumul până când nu. Așa e, asta e viața la noi, nu putem să trecem peste lucruri până când nu. Ei, câteodată e mai bine să fii și izbit, că în momentul în care ești izbit, știi cam unde ești și unde ai plecat și te ridici, poate altfel, cu altă voință și altă putere. Îmi pare rău că nu e aici și să-l felicit pentru toată activitatea și pentru cum s-a comportat el, pentru că nu a fost un om
să fie, să zic așa, să fie necivilizat în ceea ce privește politica, în sensul de a se înjura, de a face lucruri de-astea, de a izghi, de a trânti, de a da cu pumnii pe masă. Deci a fost un om destul de echilibrat din punctul ăsta de vedere și cred că e un lucru bun pentru și pentru politică și ca om să face, să fie un pic mai echilibrat, adică să câte... Bine, cred că nici nu a fost adus vreodată la vreun punct de la în care să ajungi să începi să zghezi sau să faci prostii de astea. Aici poți să dai echilibru, poți să-l dau și pe Neacosti cât e. Neacosti cât se enervează imediat, nu poți să îi pui ceva, că imediat el se enerva și gata, nu mai ia, ce fac cu ăsta, ce fac, nu poți să faci. Decât până la urmă trebuie să înțelegem că în afara faptului că suntem politic, eu n-am făcut niciodată lucruri decât când am fost chiar la ultimul, cred că, dar nu a apucat niciunul să mă aducă chiar la fața aceea de sus, în care chiar între ghilimele, așa să spun, să lizghesc și să-i arăt că au făcut lucruri proaste și să vadă întâi spinul din ochiul lui și pe urmă bârna. Nu bârna din ochiul lui și pe urmă spinul din ochiul altea. Așa că eu îmi și pentru, pe un pic pentru cum a avut el din punct de vedere politic acest traseu și ne-a fost bineînțeles. Da, ei erau prieteni de campanie, de pus afișe, adică asta e viața, ei să... Da, nu, dar Ovidiu s-a înțeles bine cu toată lumea și cred că și cei care sunt în opoziție nu poate să spună că au avut vreodată din punctul ăsta de vedere să zică să vorbească urât sau să nu fie respectuos în ceea ce privește omenia, nu vorbesc despre politică, vorbim despre omenie, nu cred că a fost omul care să nu salut sau să nu zică o bună ziua odată, că de ce să nu spui lucrurilor chiar așa cum... chiar așa cum sunt. Își încetează astăzi mandatul de consilier. În următorul periste cu mandatul consilier va fi domnul Dan Dobrovăț. Domnul Dan Dobrovăț este care e la Cornet, nenea Dan, cred că știți, om bisericii de la Cornet, el va fi cel care o să trebuiască în ședința viitoare, nu? Sau cum? Adică în ședința viitoare o să poți fi propus și după asta de la tribunal să vină numirea. Așa că, cine este pentru vacantarea postului, pot spun că eu nu votez, dar mă abțin, m-aș abține și chiar pentru, încă o dată spun, pentru cuvintele care le-am spus în ceea ce îl privește. Dacă vrea cineva să mai spune ceva la despre el? La se dau punctul sau la nu. Dacă la acest punct aș dori tare mult să intervin. E dureros când... Dar nu cunosc motivele, ce motive l-au determinat să facă pasul ăsta. Motiv mai bun. Da. Eu, stimați colegi, eu am fost în campanie electorală și cu doamna primar și cu Ovidiu. Tot ce înseamnă zona Cernului, că am avut și căminul cultural de la Cern, o activitate deosebit de frumoasă și complexă, Ovidiu a fost mâna dreaptă a noastră, a tuturor, alături de domnul viceprimar, alături de domnul Vasilica, administratorul comunei, de doamna primar. Eu n-am auzit la băiatul ăsta, eu n-am auzit o vorbă urâtă la adresa cuiva sau la adresa cetățenilor. Cetățenii respectau, făceau lucruri bune în zona Cernului. Eu ce pot să vă spun, îmi pare nespus de rău că eu era un băiat care mi-a intrat la suflet, așa cum spunea și doamna primar. Da, mulțumesc. Un singur lucru aș vrea să spun și care merită să fie spus și merită toți de aici, așa cum a fost el ca și din punct de vedere politic, au fost mai multe persoane care s-au dus la el și ca să spună, bă, lasă, nu mai fi cu Diana, hai în altă parte, hai cu noi și așa, știu persoane care s-au dus și care au spus, ceea ce vreau să-i mulțumesc că a rămas loial și fidel prietenii mei pe care o am cu el, ceea ce este foarte important. Și faptul că a dus politica asta din 2000 și până 2021, 21 de ani, când ar fi putut, că a mai fost la putere unul, altul, știți, e ușor să te dai la putere după unul, după altul, ca să poți să-ți vezi interesul. Asta e cel mai ușor.
Dar cel mai greu este să rămâi statornic și să vezi că în momentul în care corabia se cam duce la fund, vezi cam cum poți să te echilibrezi. Crezi că asta e cel mai greu, așa spun eu, nu știu restul, ci e ușor să te duci într-o altă parte, e foarte ușor. Dar cel mai greu este să rămâi demn și coloană vertebrală. El a fost unul dintre persoanele care este demn și coloană vertebrală, din punctul ăsta de vedere, din punctul meu de vedere, are nota 10, cu tot tema și cu directorul. Dar rămâne membru PSD, continuă. Da, el rămâne membru, doar că nu mai este consilier. Da, la diverse. La diverse, vroiam numai două lucruri să reamintesc, că încă o dată felicitări domnului primar, domnului director, un bun manager, la fel și doamna primar, o bună primăriță și aș dori tare mult să pornesc cu doamna primar. Într-una din zile trecute mi-a dăruit o carte a doamnei Mioara Olteanu, care la pagina 33, doamna Mioara este din Neamț și toată zona Moldovei până la Galați jos, la Brăila, cei mai buni, dintre cei mai buni, au fost evidențiați în această carte. E vorba de primarii primarilor. Despre doamna Diana Narcisa Miclăuș spune: prima femeie primar din istoria comunei Băcăoane-Poduri. Demnitate, onoare, respect, aceștia sunt termenii ce o caracterizează pe doamna primar Diana Narcisa Miclăuș, una din primărițele de top ale județului Bacău. M-a uns la suflet primăriță de top. Adică doamna noastră primar, alături și de ceilalți primari care au mai fost și care vor mai fi, vor fi în topul celor mai buni primari din județul Bacău. Felicitări pentru managementul deosebit a doamnei primar, felicităm echipa, domnul viceprimar, domnul Ababi, domnul administrator Vasilică și toți colaboratorii domniei sale. Fac un tot unitar, un lucru nemaipomenit. Referitor la domnul director, eu mi-am spus părerea de foarte mult timp, este un manager deosebit, iubește copiii și cadrele didactice, la fel este reciprocă acest lucru cu domnul director și acest raport de evaluare care mi l-a dat domnul director privind evaluarea națională, chiar dacă procentul la nivel de comune 76,92 e puțin mai sus decât nivelul mediu pe țară, dar punctat pe școli, școala Poduri cu un procent de 96,77 e un lucru, se muncește. E adevărat că mai stângaci poate cu, cum spune și domnia sa în final de material, cu matematica pe la Bucșești, la CERN. Nici nu știu cum îl cheamă pe domnul profesor de la Moinești. Domnul profesor Pandea Damian. Condrea Damian. Poate dă Dumnezeu și mergem Pluton cu noi și să ridicăm învățământul, să avem un procent, dar și ăsta este deosebit de bun, eu vă spun. La nivel de... Dânsul este inovator principal. Să știți încă o dată să subliniez. Elevii vin de la clase simultanee la 1-4. Ori acesta nu este învățământ. Nu e învățământ la două clase să facă în aceeași oră activitate. Copiii nu pot fi atenți și cel de-a doua și cel de-a patra, vă spun, el lucrează individual, dar când cel vorbește de-a patra, e gândul la cel de care vorbește. Deci, lupta este să dispară clasele simultane, să fie ca la noi la centru aici și probabil la nivel de țară așa se va ajunge până la urmă, pentru că ăsta e motivul principal. Da. Copiii ajung la clasele a 5-a și au mari. Dar, în intervenția dumneavoastră, aș vrea tare mult să informați pe domnul consilier ce știți de propunerea ministrului Câmpeanu al învățământului
legat de admiterea în viitorii ani la liceu, admiterea pe bază de concurs la liceu. E un proiect, dar nu știu ce e un proiect, dar vedeți bun, rău. Asta ce înseamnă? Ca fiecare să dea cum s-o dat înainte, nu? S-o dat, da, exact, fără acestea. Este un proiect, să zic, este cel mai bun proiect, fiecare se duce și dă examen, exact așa am dat și eu. Am fost și am învățat la clasă simultan, domnul director și eu, și astăzi sunt aici. Depinde foarte mult și de capacitatea intelectuală, depinde foarte mult de unde provii, depinde foarte mult și de învățătorul care a fost lângă tine și de profesor și cât de mult îți place materia la care e excelent sau nu, e normal. Dar eu am învățat simultan de la 1-a până la 4-a. Am învățat doamna Avureanu era și am făcut matematica cu doamna Alexandrescu, cine o știe, Dumnezeu să ierte, da. Doamna Alexandrescu. Nu puteai să ajungi la tablă, dacă ajungeai la tablă și ai spus, știa că ești bun și ai spus ceva greșit, echerul cealaltă care era din spate, vine, deci nu conta unde vine, că-ți vine în cap, că-ți vine prin spate, am primit niște echeri, deci îi stăteam drept și dacă greșeam, începeam să mă îndrept înainte să îmbiei cu echerul, deci deja știam care-i treaba. Așa că învățământul acum este un fel de degringolat. Fiecare care vine, ar trebui în învățământ să vină cineva și să spună, domnule, aici nu ne băgăm, aici rămâne așa, de la un capăt la altul. Clasa de elevi să fie clasa de elevi, nu simultan, profesorul să fie de la un capăt, ba, îl duce astăzi, un an de zile dă nu știu unde, un an de zile îl poartă prin nu știu ce. Examenele definitive, titularizare, să fie luate exact pe drept ca să fie oamenii competenți care ajung în fața copilor, iar examenele să fie normale, cum ne-am dat toți de aici, că sunt convins că toată lumea de aici am dat examen de a intra la școală, nu cu coduri, nu cu... mă duc pe codul cu tare, aduc 15 licei din 15 văd care mai e. Ești bun, ești bun, te-ai dus mai departe, ești prost, ai acasă, ce e așa mare, ești mei, nu toată lumea ajunge director și profesor universitar. Mai trebuie și lumea la sat, și la... De asta nu mai avem meseriași, de asta nu mai sunt școli de meserii care făceau într-adevăr o meserie. Uitați, am nevoie de un bul de excavatorist bun, cine știe, nu ca să vin că vreau o pilă și să... un om care se pricepe și știe despre ce-i vorba, nu să-l învăț eu cum să meargă pe bul de excavator. Avem nevoie încă de un om de bul de excavator, cu experiență care să... Spuneți, domnul Nitoreanu, pe cine ați numit? Am așa, m-am urmat și m-am pus. Deci era sigur că asta. Dar mai am unul acolo, dar nu-l mai, nu-l mai zicem aici pe foc, n-avem. Costel Prigoc? Vorbim în, vorbim în particular. Am râs. Da, știu, știu că ai râs, știu. Da. Trebuie un om cu experiență care să vină să facă treabă ca lumea și mai este ceva. Mai sunt și oameni cu experiență, dar care sunt și foarte șireți, adică faci treabă pentru el, eu vreau să fac treabă pentru mine, pentru el după ordine de program, că asta e viața. Dar trebuie să avem, pentru că oamenii când se duc pe teren, oamenii spun, domnule, nu au venit, nu au făcut treabă bună. Așa că o să fie și, o să fie și scos. Mulțumim, doamna. Am divagat așa un pic de asta, dar am spus că lumea să mai știe, poate să mai informeze. Pe aici faptul că pe noi ne îngrijește la clasa întâi și nu lași repetent, n-ai voie să lași repetent la clasa 1, aici să învață, să citească, să scrie, să-l duci în clasa a doua, păi este analfabet funcțional din clasa a doua până între a opta, nimic, el nu o să mai învețe niciodată, vă spun. Sunt copii care nu li-i suficient un an de zile, am 40 de ani învățământ. Eu niciodată, cel care, cum să vă zic, m-a trecut în clasa a doua și nu a știut, nu mai trec mai departe, nu are cum să treacă. Când să mai înveți în clasa a doua din nou litere, vii cu silabile în clasa a doua, provoci râs în clasă, ai făcut primul an, toată lumea, ceilalți ce faci cu ceilalți, două veți, dacă unul nu e capabil, lasă-l să învețe 4 ani, să știi alfabetul și să scrii și citească. Asta e, ei tot pleacă, ei pleacă din clasa 1, trebuie repetent. Dar nu este clasa 0? Clasa 0 este, dar acolo o știți cu fără mod. Da, cum vedeți propunerea doamnei primar și o susțin în totalitate? Cu școli de meserii, mecanic auto, frizer, cizmar, coafeză și o și alte lucruri. Vedeți, aveam 10 copii care, elevi la noi din școală, care au plecat la școala profesională, învățământul ăsta dual. Cred că e foarte bine, vedeți, 50, 10 au plecat. Da, dar să-ți fac ceva, dacă îl duci tot, nici funcționar iese.
Deci colegi de meserii se fac. Și un alt contract. Contract, da. Nu, da. Asta e foarte bine, dar trebuie și de undeva. Dar să mai fac. Frate, nu, dar să mai fac și acum. Spre exemplu, la Comănești, la prefaia lemnului în Comănești, Georgel Melușcă, are la Lucăce școală care el decontează, plătește cheltuielile și merg. Așa mai e. Pentru meseriaș, da. Și face contract probabil la arhie, îi face contractul respectiv și mergi. Îi plătește bursă și... Și în al doilea lucru care vreau să-l zic la diverse, primul punct vi l-am zis, al doilea, este să vă informez, stimați consilier și doamna primar și domnul vice și domnul administrator, că ne apropiem de finalizarea valului pe Brănești. A ieșit o lucrare fantastic de bună. E adevărat că mai sunt unele lucruri, domnul viceprimar, la care vă solicit ajutorul și dumneavoastră, și domnule Ababi și doamne primar, și lui domn Vasilică. Apa care duce la Ghimboșoi, la Iscu, acolo la pod, trebuie făcut ceva, ori un șanț și dirijat spre Pârâu, pe la fratele Ionică, dirijat spre Pârâu. Am măsurat azi dimineață cu mai mulți cetățeni din zona de acolo de la mine, de la uneopusie acele șanț betonat acolo spre ulița Ghimboșoi, mai trebuie 25 de metri liniar, ori săpat cu utilajul nostru și cimentuit cumva și dirijat acolo, ori cumpărate niște casete care să dirigeze apa spre Pârâu acolo. Și apoi, într-un viitor mai îndepărtat sau mai apropiat, să intre și ulița aia unde stă și fratele domnul Florin, fratele lui domnul consilier Iulian, ce a sprijinit foarte mult alimentarea cu apa acelui cătun, acelei zone, și completare spre ulița Marcu, acolo, de unde vine mizeria mare a șanțului stradal pe partea stângă cu Murci. Eu mulțumesc încă o dată și eu și cetățenii din zona, doamnei primar, și domnului vice și celorlalți primari și viceprimari care au contribuit la această lucrare, este ceva deosebit. Și mai ales dacă o să mai boim și cu alb, cum se boie șoselele astea, și când o să mergem în vis să vedeți ce lucrare, este ceva deosebit. Și apă dusă și tot absolut, adică e un efort mare, e un efort mare, mare. Încă o dată, mulțumim conducerii primării și doamnei primării. Mulțumesc! Da, vă duceți dacă vrea cineva să mai completeze ceva? O parte din cetățenii comunei Colilaru și solicita, eu știu, înființarea unui post de coșare cu un acolo. Cât asta vine, s-a apropit doamna. Sunt oameni vârste care nu pot corăga poștile, s-au întâmplat atâtea incendii. Da, dacă se poate, dacă nu. Asta e nimic. La și cu problema cu director, la urma ședinței Consiliului de Administrație, face de limitat doar de viteză înainte și după școală. Să protejăm cât copiii. Două mici probleme. Drumul care s-a făcut spre dealul Jurii, o lucrare deosebită, care toată lumea o apreciază, are nevoie de mici retușuri. Pentru că s-a stricat, nu s-a făcut. Undeva chiar unde se nașez, când poartă la el acolo, deci s-a făcut șanț betonat, s-a drenat betonatul, dar de aici mai este încă aproape un metru, a rămas pământul crud acolo. Deci, teoretic, ar putea avea prevăzut să fie betonat mai mult făcut acolo. Din cauza că nu s-a făcut, dar e o poziune mică acolo, pământul se duce în permanență, s-au fondat șanțuri și felul ăsta este un disconfort acolo. Dacă s-ar putea avea vederea mai multă asta, nu e o distanță mare.
Și tot o mică problemă așa, este asta, am mai spus de mai multe ori, unul este ciușneaua de acolo de față, la Alexa, unde era magazinul acolo, este un ciușnea și un lup la care mai beau apă animale, din păcate și animale sunt mai puține, din cauza unui șans care a fost făcut, care s-a spus la început că nu poate fi schimbat proiectul ăla, este total inutil acolo, e făcut un podeț peste șanțul ăla, ca să aibă acces animale să meargă la locul cu apă. Că altfel nu potrivește, că nu trece animalul, nu poate trece animalul peste șanțul ăla acolo. Și zic acum, dacă tot sunt domnii ăștia care mai sunt la părăuție, eu știu, altă modalitate de a face un podeț acolo ca să aibă acces animalele la locul cu apă. Trebuie să găsim noi o modalitate să facem acolo o trecere ceva, pentru că având în vedere că nu este un proiect și dacă faci podeț, îți trebuie proiect, îți trebuie pentru o leacă de proiect, îți trebuie pentru o leacă de podeț, îți trebuie undita mai proiectul. Și așa că trebuie să găsim noi modalitatea de asta, mai gospodărească și mai așa, ca să facem, adică să ne apucăm de făcut proiecte, pentru că acolo unde pui un pic de beton pe pământ sau faci un proiect, trebuie sau faci o treabă de asta cu beton sau cu asta, trebuie să pui proiect, trebuie să faci proiect. Asta cer e obligatoriu. Dacă nu vii curte, construiești, mă pun oricum să fac autorizații sau mai de la început, de ce n-ai dat autorizații de construire. Deci trebuie găsit altă, o metodă de asta un pic mai... 3-4 sati de beton și un balasul adus acolo și la local cu cât suntem acolo. Da, asta da, nu e problema, ca să mă apuc să caut firmă, să caut încă dacă spun că trebuie proiect. Eu, în final, am să mai, mă rog, am să vă reamintesc un pic despre lucrurile care mai sunt acum în curs, știți drumul de la Cernu, se lucrează și acum la el, în toamnă o să fie finalizat, în toamnă, încep septembrie, octombrie, cam din ce știu eu, o să fie gata și o să se dea spre folosință și podurile și drumurile. Sunt drumurile cele care sunt puse la Compania Națională de Investiții, care și zilele trecute a fost și s-a vorbit despre ele și suntem la faza de evaluare. Este vorba despre sala de sport de la Cernu, care și ea este în este la CNI. În ultimul timp am avut foarte multe probleme din cauza ploilor și acolo unde a fost. Acum făceam drum, acum se strica, iar îl făceam, iar se strica. A fost o perioadă când am avut o trebuie să mai luăm și utilaje, trebuie să ne mai, adică destul de greu, s-o lucra și sâmbăta, s-o lucra și duminica, care au fost mulțumiți, care nu, care urmăresc, în loc să fac ceva, n-am văzut așa oameni foarte... Despre aici aveam scris și cu postul pentru bulde excavator, v-am spus, ca să știți și dumneavoastră despre asta. Pentru care ați trecut pe la Bucșești, ați văzut că se lucrează la cămin și doresc cât de repede să pună, nu știu dacă cumva zilele astea nu au pus deja sus, să se pună acoperișul, încep să-i pună acoperișul ca să, în momentul în care pun acoperișul, ei spun ca pe iarnă, pentru iarnă să lucreze la interioare, ca să ajungă să lucreze la interioare când o să fie mai fric, deci da, merge oricum într-un mod așa, alert. Vreau să vă spun despre parcurile care au fost făcute. Ala de la Bucșești a fost terminat, a fost achiziționat și au fost făcute în regim propriu, deci n-am adus firmă, n-am adus doar ce am făcut achizițiile pentru ele. Vasilie s-a ocupat de parcuri și se ocupă în continuare și de astea care sunt, pentru că am adus la fiecare parte să facem același lucru care l-am făcut la Bucșești pentru fiecare parc în parte. Am adus și cu oamenii de la deservire să vor ocupa în continuare de asta. După cum ați văzut, tot oamenii de la noi au început și altfel au început să arate zona, cel puțin de la intrare încoace cu cositul și cu... este foarte adevărat foarte multă lume, chiar dacă sunt la Moinești, nu vin ca să-și facă, să facă curățenii, să facă... Am mai trimis noi unde sunt bătrâni, unde sunt oameni care sunt la Moinești, chiar astăzi îi trimitea pe drum. Pentru așa ceva, avem și pentru oamenii aceștia de la deservirii, avem oameni încep să spună, doamne, merg, na, cu mașina mea, cu... știți cum e omul, în momentul în care vine aici și vede că e la stat, spune și eu chiar cred lucrul ăsta.
ba, că vin cu sculii mele de acasă, că vin cu... Adică oamenii nu cât ridică pretenții, oamenii spun că doar dacă vrei să fac treabă, trebuie să-mi dai și niște cu ce să fac treabă, că nu pot să vin toate lucrurile de acasă să le aduc. Am făcut un inventar și acum cu referat, cu tot ce trebuie, ce lucruri avem și ce... O să le dăm fără niciun fel de problemă pentru compartimentul acesta de servicii, pentru că mă bucur că în urma lucrărilor făcute se vede, adică sunt vizibile lucrările făcute, nu doar că... Și atunci unde o să avem, cum spune domnul Nelly, mergem cu oamenii de la de servicii, să facem asta, dar ne trebuie să cumpărăm cu tare, cu tare, că nu poate cu... Nu o să vină omul cu cimentul de acasă ca să ne facă nouă. Și în afară de asta, drumul, du-te, vină, eu o să, așa cum am spus, o să-mi dau mașina mea pe care să o folosească pentru deservire, mașina de mașina asta. Am vorbit pentru ca să cumpărăm un de asta și am vorbit mai din mult, dar nu se găsesc de cumpărat, așa că stăm liniștiți, o să ne anunț când o să fie, nu sunt pe stoc, sunt foarte cumpărate, am fost în mai multe locuri și puncte din țară unde ne-am interesat și nu sunt ca să putem, dacă nu pot să iau au de asta, dar sunt dintre astea 2 ori 4 și nu avem ce să facem dacă nu au tracțiuni 4 ori 4 pe dealurile noastre pe aici, pentru că de fapt asta este ideea. Dar o să trebuiască să le dau mașina asta de servire, pentru că încă o dată spun oamenii se duc la treabă, se duc în stânga, în dreapta, se trimiște și tot în tătul comuna pentru curățenie, pentru asta, de dus culi în mașina asta e altceva, e mașina mai mare. Și încercăm așa să ne... Nu ne ies totul, ci drept, nu ies totul așa cum dorim, nu... Care-i mulțumit, care nu-i mulțumit, nu ies chiar 100% cum dorim, dar dacă avem răbdare, ci drept, nu putem să facem cel puțin hârtire, nu le putem face în așa fel încât să mulțumească toată lumea. Asta ne, cel mai tare e vorba despre hârtire, nimic altceva. Hârtire, până nu ai hârtire, nu putem să facem lucruri. Partea asta cu deservirea este foarte bună, pentru că, așa cum știți și dumneavoastră, foarte mulți de la ajutorul social nu mai sunt, sau dacă sunt cu certificate medicale, și dacă sunt cu certificate medicale, sunt scutiți. O parte dintre ei nu mai sunt pentru că au fost la jos sau s-au angajat sau au trecut din vârsta. Sunt foarte mult mai puțini dosare de ajutor social. Cei care mai sunt, aștia mi-asum eu, care mai sunt la ajutor social, din ce punct de vedere, pentru că așa cum îi vedeți pe cei care stau pe băncile de aici și sprijină gardurile, nu pot, eu personal nu-mi permit ca să iau la treabă câțiva dintre ei și să-i pun să facă beton sau să facă că mă fac de lucru. Și zice, pentru un milion acela care se dă de la stat, ei de fapt sunt luați la ajutorul social pentru a avea acea asigurare medicală și să poată, dacă se întâmplă ceva cu el, să zicem că îl mai ajută statul din punctul ăsta de vedere, pentru că o parte din ei care au decedat și nu au avut ajutorul social, au venit tot la primărie și au venit tot la mine ca să poată să fie îngropat, să poată să fie, și asta am mai discutat. De asta știți, multul lumii spunea că ajutorul social stă și bea și de ceva. Ajutorul social nu vine la treabă dimineața la 8 și pleacă în seara la 8 sau seara la 4. Ajutorul social pentru o persoană are 3 zile pe lună sau 4 zile pe lună, câteva ore, asta e ajutorul social. Nu pot să spun că țiganii de la noi din comună nu vin, pentru că de fiecare dată când eu ba la strâns piatră, ba la curățenie, cu ei am făcut și la cosit, cum au făcut bine, rău, cu ei am făcut. Și sunt oameni care îi văd pe drum, până la urmă nu chiar sunt invizibili așa. Nu știu ce vrem, dar dacă erau ce vrem, erau directori. Nu erau aici, ce să mai discutăm. Așa că partea asta cu deservirea chiar, dacă am mai găsi 2-3 ani buni la deservire, care într-adevăr cu forță de muncă și capacitate și muncitori și harnici, ar fi foarte bine. Oricum, eu îl felicit pe Vasile pentru treaba asta cu parcul acolo, chiar mi-a plăcut foarte mult cum a ieșit și pentru faptul că s-a implicat, că trebuie să stai după lucrurile astea ca să le faci. Nu, chiar, nu, chiar trebuie să stai, nu să vezi cum au făcut, ce au făcut, strându-i drept. Asta este, trebuie să ai o responsabilitate, vorba de responsabilitate așa a banilor și a referatelor care se fac, trebuie să fii atent la ce sculi. Oamenii sunt oameni, eu am observat asta, încă o dată spun, suntem mult prea egoiști și individualiști acum ca să poți să ne mai uităm pentru binele celuilalt. Toată lumea se uită la binele lui. Important este să și păstreze. Important, foarte important.
Foarte important să se păstreze și foarte important măcar curățenia să o păstreze unde să... Pentru că după... Da, cum poți să spui? Spune-ți, după ce s-a terminat parcul, când am mers acolo, parcă au fost cu unii în parcul de la București. Ce mizerie era și cu picioarele, cu mesele, celea. Undeva, nu, parcă ți și... Parcă ți doare așa, vrei să faci ceva. Că e puțin, că e mult, dar chiar îți pus atâtea coșuri de gunoi. Pe masă, pe unde am făcut acolo. Am pus camere de luat vedere, cu camere. Este și un om pe care l-am pus acolo, chiar care stă în parc să aibă grijă cu curățenia, cu asta. Dar nu, nu văd o... Am avut probleme aici la unde, la Provozești, la școală. Să ferească Dumnezeu ce-o scos de acolo, tot oamenii de la deservirii, nu ajutorul social. Să ferească Dumnezeu ce mizerie, ce-o fost acolo, saci întregi de mizerie și ce debandat acolo la Provozești. După ce au închis, au venit persoane... Și la Brănești, la fel, s-au găsit acum 3 săptămâni, o lună s-au făcut curățenie, s-au strâns. Acum iar, 2-3 saci cu mizerie. Coșuri de gunoi goale și mizerie pe lângă. Nu poți să stai chiar după fiecare, vezi care intră în parc, când iese, cum iese, nisip pe masă, pietre, adică e urât. Da, se depesează o persoană, așa? Am lăsat, am desemnat pe cineva tot de la ajutor social la București care stă acolo, am zis, domnule, să fii mai atent acolo, să vezi, da, omul până la urmă știți cum e, stă până noaptea, târziu, da. Trebuie date câteva amenzi. Acolo să mai treacă poliția locală, poate le frică de haina, de polițiști. Da, nu, că se fac în continuare turile din noapte. Poliția pe piesă, poate da. Poate le frică, poate le poliția. Dar nu, că chiar au fost mustrați în câteva rânduri, da. Erau doi copii, parcă de 4 până în 5 ani, călare pe masă acolo în picioare. Nu știi cum să vorbești cu el, ca să te faci înțeles. Nu, dar bolet. Chiar spunea Matei, domnul Matei de la Poliția Locală, zic că m-am dus și i-am spus, băi, tu acasă la tine stai pe masă, cu picioare, nu. Păi nu mai stai înțeles, că mai cum să te faci înțeles, sunt mici. Asta e. Mai vrea să mici să-ți faci și frumos, cât se păstrează. Acolo la Valeșor și nu mai poate încasa un punct de colectare a vinului, e cam fiul ridicolos. Există niște puncte în comun unde sunt cam firmele de groază cu gunoi, așa e, la Valea Șoșii. Oare. Este ăla de la Cernul, de acolo, de la când te duci spre Cărăbănești. Ferească Dumnezeu ce e acolo. Oamenii, eu chiar cred oamenii ăia, au luat și au dus de acolo, din fața casei, au dus containerul pentru că toată lumea pune când morți, găini moarte, deci tot pune tot ce se poate bun. Sau la Bucșești, la... Dar după ce l-au dus, au venit aia de la Aron Prest și l-au adus înapoi, pentru că așa e în GPS-ul lor punctul și acolo trebuie să stei. Nu se poate așa ceva, deci trebuie la un moment dat, oamenii, eu, mi se pare unul dintre, nu știu, asta cu gunoi, ăsta pune când, încă o dată spun și am spus, chiar dacă mi-a tras antipatii, e unul dintre cele mai proaste contracte făcute vreodată cu romprestul ăsta. Că nu s-a făcut nici cum trebuie, nu s-a amplasat nici cum trebuie, nici mașinile cele nu intră prin toate ulițele care, oamenii vin la noi și spune, dar eu plătesc gunoiul, la mine, de ce nu vine și nu intră cu mașina? Păi acela spune că e unul care e un copil de ăsta care nu știe să dea cu mașina, spune că e, acolo e râpă, nu pot să intru, că e râpă și mi-e frică, dacă răstor mașina. Eu nu pot să fiu pentru tăți, mă duc eu să-i conduc mașina lui pe râpă ca să pot să intri cu gunoiul. Deci chiar este Romprestul cel care am avut, știți că i-am chemat aici când a fost și cu preoții și i-am chemat pe cei de la Romprest și erau foarte, nu au fost deloc mulțumiți că i-am chemat și că i-am întrebat și cum mi-am permis să mă iau de ei și să-i întreb despre ce vorba. Parcă era în statul lor, deci nu, chiar au avut o atitudine foarte... Și nu sunt eu la care chiar să mă dau așa bătut, că vai de mine am văzut 3 bărbați îmbrăcați în costum și chiar nu mai puteam. Mi-a zis, nu, vii, du-te unde vrei, că nu-ți mai plătesc. Nu destul că ținem, cum să zic eu, nu destul că ținem în spate oamenii, că plătim noi din bugetul local o grămadă de bani, că n-am putea să facem altceva ca să le dăm lor, măcar să-și facă treaba. Nu au nicio treabă, deocamdată stat și nu au nicio treabă. Dar să mă schimbă lucrurile, că nu o să rămână la nesfârșit. Poți să de motivații, bac, au GPS, bac, nu poți să întoarcă cu mașina. Unii n-au putut, am fost și le-am defrișat uliții expres ca să intri, tot n-am intrat. Dar până ce an e valoare contract? 2025. Mai întrebare grea.
întrebare grea. Mult da. Au fost destul maestri. Toată lumea mai cere de-astea, cu bine, să știți, bine, că mai cere este lumii care nu a luat. Vine lumea și mai cere cu bine. Nu mai da nici cu bine, nu mai... O să vedem ce facem acolo, așa, la... Acolo, la... E foarte... E o mare problemă la Vara Șoș cu gunoiul, nu știu. Bă, dar ceea ce mi se pare mie dubios, totuși, la gunoiul cealaltă de la Valea Șoșă, îs răsturnate, tot timpul îs răsturnate tomberoanele și gunoiul lângă tomberon. Bă, cât ai unde le caută pe ouă? O zi, două, să nu pui nimeni la plinie la masă. Da, dar nu, dar eu am văzut, de deci ce m-am dus acolo și erau date jos și gunoiul pus pe lângă. Ce treabă are să-l răstoarne? Uite copii. Și în țirurile cu ajutoare, le aduce hainarai, păpuși, tătărătări, unicoarele. Toate hainele sunt unic folosințele, poartul de unicoarele. Da, dar nu, dar hainele nu mai sunt cum erau odată. Alea, o luau aruncat, nu se spală, că nu... De unde apă? Sunt alte probleme. Așa, și să începem extinderea de apă, să începem extinderea de apă. Acum vine domnul cu proiectul astăzi, chiar acum am sunat, pentru Cernul, pentru Valea Șoșii și pentru Făgădău. Și am mai vorbit, șulța mort, dar s-a mort, a fost făcut. Ce am mai discutat? Am discutat și o să aștept de vizu sau nici nu știu dacă cu da sau nu. Să punem curent electric pe, și o să unim partea din Bucșești până jos pe partea de Cer. Nu știți partea ce a unui cimitirul adventist. Să punem și acolo stâlpi pentru iluminat și dacă îi punem tot dintre ăștia cu să fie mai eficienți, ca să nu ne costi așa de mult lumina cu... Da, pentru că cred că e una dintre singurii părți unde a rămas și vorba de iarnă, de asta eu știu ce pe acolo, mai ales iarna, când e și zăpadă, când e și... Am trăit momente dintre astea și chiar e rău, da. Și mai ești pe Bucșești. Care sunt? De la intrare din Prohozești până la jumătatea Bucșeștilor. Pe dealul Bucșești. A, partea aia, dealul de acolo. E făcut până la jumătate, dealul Bucșești. Da, da, da. Dintr-o dată treci, nu e așa de mult. Se face frumos în comună, faci drumul Cernului, termină în primatul de aici. Frumos. Facem întâi o bucată, pe ori iau o bucată. Da, eu vă mulțumesc mult, vă mulțumesc frumos pentru că ați spus da proiectelor, vă mulțumesc frumos că suntem astăzi aici așa în formația în care suntem, să fim sănătoși în continuare și succes și felicitări. Pentru... Și mulțumim, doamne director, pentru participare. Da, eu mai am de bine, vreodată, două ori mai chiar așa de negru.